Așadar, avem educație prin știință, căi semantice pentru construirea societății bazată pe gândire spațială. Este doar o propunere. Este ceea ce am simțit eu din experiența de o viață, că ar fi util să încadrăm în acest concept. Avem interdisciplinaritatea. De exemplu, asta înseamnă că putem studia chimia la orele de chimie cu tot ceea ce este necesar înțelegerii chimiei, dar ea poate fi asociată uneia sau mai multor discipline în care se aplică câteva legi specifice acestora, cum ar fi păile de electroliză, motoarele unor rachete, nanotehnologii, fenomene optice. În cadrul unor prezentări atractive pentru care le dați anumite exemple, să spunem, la elevi. Transdisciplinaritate, de exemplu, asta ar însemna că putem studia chimia la orele de chimie, dar uneori, în anumite ocazii, o putem asocia unor fenomene ce se conectează unor forme de gândire ce depășesc granițele științelor clasice, dar fără a pătrunde în pseudoștiințe. Chimia din corpul nostru biologic sau al plantelor nu poate fi înțeleasă pe baza legilor pe care le folosim în cadrul industriei chimice. Avem destul de multe lucruri necunoscute, precum transmutația elementelor sau procesele de fotosinteză, pe care noi nu suntem capabili să le reproducem la energii joase, adică la temperatura mediului înconjurător. Acestea sunt exemple în care apare această transdisciplinaritate. Mai avem un concept, multidisciplinaritate. Asta înseamnă, și dacă revin din nou la exemplul cu chimia, putem studia chimia și reacțiile chimice într-un sistem multidisciplinar, care se intersectează pe mai multe nivele de cunoaștere. O să continui prin a reveni, de exemplu, la electroliză, în care se introduce un regim nestaționar al variației parametrilor curentului și tensiunii, pe baza unor funcții matematice sau creez noi funcții pentru a îmbunătăți randamentul reacției. Uneori, în situații cu totul speciale, se poate sesiza influența prezenței observatorului asupra condițiilor de reacție, fenomene cuantice. Iată, și multidisciplinaritatea ar putea fi considerată o formă de interdisciplinaritate mai extinsă, o viziune integratoare. Sigur, ne aflăm în contextul educației continue. Aceasta înseamnă că noi trebuie să ne pregătim în permanență cu tot ceea ce apare nou. Einstein spunea că o problemă nu poate fi rezolvată de pe același nivel de gândire care a creat-o. De aceea avem nevoie în permanență de a participa la această educație continuă, autoinformare, autodezvoltare, care se va putea face în cel puțin două etape. Una este cea rațională, pe bază de educație și efort intelectual, iar cealaltă, ca supliment la prima și în asociere cu aceasta, pe baza dezvoltării la nivel biologic, care creează înțelegeri spontane, automate, ce nu necesită mecanisme de predare la nivel intelectual. Nu e un lucru neobișnuit ceea ce spun, deoarece ați putut observa deseori, de exemplu, prezența unor elevi cu calități geniale, spunem noi născute, neavând o altă explicație, sau elevi cu posibilități de a dezvolta idei și niște înțelegeri cu totul și cu totul deosebite, mult peste medie. Ei, acestea se datorează unor fenomene biologice de biotransformare care au loc în corpul lor. O să vă explic în partea a doua de ce există această diferență între unii și alții. Și începem cu propunerea de definire și integrare a conceptului de gândire spațială. Ce ar trebui el să cuprindă? Viziune de ansamblu asupra teoriilor, ideilor, fenomenelor din viața noastră și mediul înconjurător. Să luăm o metaforă. Cineva poate urca dealul cetățuiei să privească orașul Cluj în forma sa cât mai completă și să devină conștient de dimensiunile sale. Dar trebuie să depui un efort să urci dealul, da? Pentru a ajunge la o astfel de înălțime la față de nivelul străzilor, încât să poți avea în fața ochilor această panoramă. E bine, prin această comparație puteți înțelege mai departe că același lucru trebuie să poată face un arhitect, un geolog, un geograf, un inginer, chimist care proiectează ceva și mulți alții. Adică este învățarea deprinderii de a vedea o anumită lucrare, concept, idee, teorie, lege în ansamblul ei. Am folosit o imagine doar ca reper, ca și sugestie. Percepția integrată a detaliilor și a ansamblului, astfel încât să înțelegem în permanență faptul
că orice detaliu al unei idei, probleme, fenomen face parte dintr-o unitate mai mare în care acesta se integrează. Și revin din nou la exemplul cu cetățuia. Sunteți pe cea mai înaltă alee și aveți întreaga panorama orașului, dar dacă învățați să focalizați privirea, atunci puteți vedea diverse detalii ale acestui oraș, precum geamul de la o clădire, o mașină pe stradă, turla unei biserici, un pod și altele. Observarea acestor detalii vă permite să înțelegeți modul în care ele se integrează în ansamblul orașului. Și de aici puteți trage anumite concluzii, cum ar fi faptul că unele zone sunt prea aglomerate, iar altele sunt ineficient utilizate. Desigur, în cazul unei probleme de matematică, poți aborda o cale mai greoaie, mai lungă, dar care s-a fost mai ușor de înțeles, de pe un nivel mai scăzut de conștiință, sau poți descoperi spontan o asociere genială cu o rezolvare rapidă ce altora le va părea greu de înțeles. Un alt element constă în educarea percepției și atenției distributive pentru abordarea diferitelor puncte de vedere asupra unei probleme, respectiv educarea focalizării atenției asupra unui detaliu unic, esențial, care trebuie studiat la momentul T. Suntem din nou pe dealul cetățuiei. Ce se întâmplă dacă observați această panoramă din puncte diferite ale aleilor? Ea nu mai este la fel, da? Ea se schimbă. Nu mai vedeți același lucru, deși orașul e neschimbat. Aceasta pentru că dumneavoastră priviți problema din alte unghiuri și atunci unele detalii ale acesteia se modifică, dispar sau apar altele noi. Tot așa, vedeam uneori o fracție complicată pe tablă, care se putea simplifica, iată, eliminând ceva de la numărător și de la numitor. Ea pare complicată la început, dar anumite cantități, dacă le observi, pur și simplu este de a le observa, de a le vedea. Dacă ele se văd că există, atunci se pot reduce, se pot simplifica. Dar eu trebuie să-mi educ această abilitate ca să văd. Un elev care are acele calități geniale, vede dintr-o dată. Altul, care nu i s-a explicat, nu are calitatea și ar avea nevoie de o explicație, cum să-l faci să-i arăți, să caute cu ochii, cu atenția, care sunt cantitățile care se simplifică. Sau prin acele așa zise artificii de calcul, de genul adaug și scad 1. Sau adaug și scad o anumită cantitate, sau înmulțesc și împart cu același număr sau cu aceeași cantitate. Ei bine, dacă eu, de exemplu, știu că limită din 1 plus, când x tinde la infinit, din 1 plus 1 pe x, totul la x, este e, înseamnă că dacă eu în locul lui x găsesc o cantitate la care am 1 plus cantitatea, paranteză, ridicată la acea cantitate, deja înseamnă că eu am aflat și am simplificat ceva din această problemă și știu că ăla este numărul E. Și merg mai departe cu demersul meu. Dar dacă eu nu pot să văd cantitatea aia, dacă eu nu pot să-mi dezvolt gândirea cum să mă orientez pe tablă, pe textul problemei, atunci stau să mă uit degeaba, pentru că nu o rezolv. Am păstrat aceste exerciții, nici nu știu din ce motive, le-am găsit după zeci de ani, printre foi de pe vremuri. Asta era din clasa 11-a. În clasa 11-a făceam exerciții de genul acesta. Și asta înseamnă autoeducarea percepției și atenției distributive. Dar încercați să vă imaginați prin ce efort a trebuit să trec eu pentru a le rezolva. Pentru că ceea ce îmi lipsea mie din educație a fost exact acel lucru de care aveam nevoie să înțeleg cum să stau să văd lucrul ăla. Sigur că chestiunile mai simple, cu detalii puține, v-am prezentat orașul și v-am prezentat două detalii, le putea vedea oricine, pentru că era mai ușor. De ce? Pentru că creierul nostru analizează un număr mai mic de detalii și nu poate să fie atent la toate odată. Ei, problema este că trebuie să fii atent și la ansamblu, și să vezi și fiecare detaliu în parte unde este așezat, încât să le poți corela în mintea ta și să găsești, a, uite, aia e cantitatea care se simplifică și mă ajută să rezolv problema. Folosirea cunoștințelor deja acumulate.
în vederea dezvoltării raționamentelor mai complexe, intertrans și multidisciplinare sau multiculturale. Prezentarea în cât mai multe ocazii a lecțiilor de școală în modalități care să sugereze, să introducă și să promoveze în rândul elevilor prin diverse exemple acest sistem de gândire multidimensională. Sigur, mi-ar fi plăcut și mie ca elev că la orele de fizică, de exemplu, să tratăm mai puțină teorie și formule și să vedem pe planșe sau proiectoare video exemple reale în care să adaptăm la modul aproximativ și grosier formulele predate. În loc de un mobil de masă M se deplasează pe un plan înclinat, să am, de exemplu, un avion care vine la aterizare. Deja eu sunt atras, văd o imagine care îmi place, văd ceva care mă interesează. Și, de exemplu, în problema în cauză să fie, de exemplu, ce trebuie să facă pilotul astfel încât să-și calculeze traiectoria și viteza și să propun una sau mai multe soluții, să le găsesc în timp util. Dezvoltarea cunoașterii bazată pe dovezi a elevilor, astfel încât ei să fie capabili să analizeze detașat faptele, fără să tragă concluzii rapide și superficiale asupra problemelor în cauză. Și nu e vorba doar de chestiuni specifice materiilor de studiu. Aici s-ar include, de exemplu, combaterea miturilor moderne, a teoriilor conspirației globale, apocalipselor religioase și a ezoterismului de slabă calitate și alte forme de non-cunoaștere. Pentru că ce se întâmplă? Noi avem un sabotor. Ăla nu exista pe vremea mea. Sabotorul există acum. Ăla este internetul. Internetul poate să fie și o sursă extraordinară de dezvoltare, de informare, dar în același timp poate să fie și exact contrarul. Depinde ce face elevul cu acel mouse și unde face el click pe ecran. Ce satisfacție mai puteți avea dumneavoastră dacă unii dintre elevi sau poate mulți dintre ei alunecă pe această pantă a isteriei globale? Iată exemplu de câte forme de isterii globale se poate găsi pe Google. Un om ajunge să creadă în irațional din secunda în care el renunță la a mai gândi rațional și de a căuta dovezi. O lege a științei, paradoxală cumva, ne spune că atunci când vrei să fii cât mai sigur că ai ajuns la un adevăr, trebuie să cauți toate argumentele care ar putea să nu îl susțină, nu doar cele care îl susțin. Așa stă treaba și cu miturile. E foarte ușor să fie create sisteme de credință care să le susțină, dar un set clar de argumente raționale bazate pe dovezi le demolează imediat. În același timp însă, atunci când vreau să fac o descoperire pe care nimeni altcineva n-a mai validat-o până în prezent, în studiul meu trebuie să urmăresc mai ales acele situații în care teoria mea nu se verifică și nu e susținută de fapte. Dacă fac aceasta, atunci eu îmi pot reformula teoria sau chiar să o îmbunătățesc. Dacă nu, atunci o transform într-un alt sistem de credințe, iar asta nu mai este știință. Pregătirea elevului pentru înțelegerea fenomenelor vieții umane sociale, aici aș avea o întrebare. V-ați gândit vreodată ce probleme stringente și urgente au tinerii adolescenți și că datorită acestor probleme ei uneori nu au rezultate bune la învățătură? Una din probleme este legarea primelor relații de cuplu, poate chiar intime, cu plusurile și minusurile acestor lecții de viață. Nimeni nu le spune nimic pentru că părinții la rândul lor au trecut prin aceleași experiențe și le-au confruntat cu tot felul de suferințe. Și mi-aduc aminte de acele momente în liceu când ruperea unei prietenii îmi cauza mari suferințe. Ce credeți că puteam eu să-i explic unui anumit profesor referitor la faptul că nu mi-am putut învăța lecția la materia lui? Nu conta absolut deloc ceea ce ni se întâmpla. Și am avut un coleg de clasă. Ceea ce vă spun este real, nu o să-i dau numele, s-a aruncat de pe o macara, de la o înălțime echivalentă a 9 etaje de bloc, dar a supraviețuit și acum are un loc de muncă, e căsătorit, are copii, toate fracturile i s-au vindecat. Deci eu și problemele mele nu existau nicăieri în ceea ce ne obligau ei să învățăm. Dar acum dumneavoastră aveți experiențele și la dispoziție instrumentele necesare pentru a vă îmbunătăți propria viață pe bază a ceea ce urmează să vă spun în partea a doua. Aveți posibilitate să îmbunătățiți viețile celor care vor veni după noi. Probleme esențiale ale educației, o să le enumăr foarte rapid. Prezența pseudoștiinței în mintea unor elevi și a diferitelor forme de pseudocultură, pseudocunoaștere. Cum spuneam mai devreme, cel mai mare sabotor al educației
este internetul. Cu cât tinerii vor fi mai nemulțumiți, neîmpliniți, decepționați de ceea ce este în jurul lor, cu atât mai mult ei vor evada în lumea internetului, unde îi descoperă pe alții așa ca și ei și care uneori le oferă soluții sau explicații ce au în față sufixul pseudo. Și astfel ei își formează o nouă pseudocultură, pseudocunoaștere, pseudoterapie, pseudogândire, pseudoștiință. De exemplu, le explicăm despre spirala bicatenară ADN la elevi, dar unii dintre ei l-au ascultat pe Greg Braden și care el spune că imediat după 2012 oamenii vor avea o moleculă ADN formată din 24 de catene. Și dacă au alunecat deja pe această pantă, ei îl vor crede pe Greg Braden. Nu e de ajuns doar să le explicați ce anume spune știința clasică, ci e important să le puteți argumenta de ce nu se poate ca lucrurile și fenomenele să fie altfel decât spune știința clasică. Dar acum, din rațiuni de timp, nu am cum să vă pot da exemple pentru fiecare materie în parte, dar putem comunica pe internet, prin e-mail sau pe Facebook. Lipsa înțelegerii de către tineri a rolului științelor raționale de a forma și pregăti diverse tipare de gândire. Acele detalii eu nu știam la ce o să-mi folosească după ce voi absolvi, la ce o să-mi folosească faptul că am știut să rezolv acele lucruri. Ei bine, datorită acestei deprinderi, eu am putut ulterior să văd, de exemplu, aici am un circuit cu piese și una dintre ele s-a ars. Dacă eu mi-am dezvoltat acea aptitudine de a vedea în ansamblu și de a vedea și în detaliu, atunci pot să aflu mai repede, să descoper care este piesa defectă. Prezentări neatractive ale științei și cunoașterii. Desigur, pe lângă ceea ce tocmai am spus regat de rolul științelor raționale, pe care nu-l înțelegeam, eram confruntat cu modalități uneori plictisitoare, total neatractive, precum ar fi înșiruire de clasificări, definiții, tabele, teoreme, concepte, cu care atunci pe loc nu puteam să fac nicio conexiune. Probabil că trebuiau memorate ca atare. Predarea în modelul vechi, bazat prea mult pe sistemul de memorare-reproducere din memorie și prea puțin pe înțelegerea fenomenelor științifice și a valorilor culturale. Eu am constatat, de exemplu, când pentru prima dată m-am angajat la un loc de muncă, că în acel moment nimeni nu mi-a pretins să știu nimic pe din afară. Pentru orice problemă aveam la dispoziție schema electrică, manualul de utilizare, aveam colegi care mă puteau îndruma cum se dă jos capacul la un aparat electric, să pot să văd atunci pentru prima dată ce piese are în interior. Deci la un loc de muncă lucrurile se desfășoară cu totul altfel. Degeaba aveam eu în cap memorate sute de teoreme, dacă nu aveam deprinderea aceea formată de a găsi imediat piesa defectă și să pot să repar aparatul mai repede. Modele de probleme inadecvate sau neconforme cu realitatea, cum ar fi exerciții teoretice fie prea simpliste, fie prea rupte de realitatea cu care se întâlnesc tinerii în viață și informația neverificată a internetului. Lipsa mijloacelor moderne de predare, audiovizuale de predare sau utilizarea lor doar ocazional. Mijloacele moderne ajută la o mai bună sistematizare, organizare și ordonare a informației cu posibilități rapide de schimbare, modificare și readaptare la noile surse de informare, astfel că lecția de anul trecut poate fi îmbunătățită în anul următor, fără să fie nevoie de a fi integral rescrisă. Elevul va învăța deprinderea de sintetizare în multimedia, fapt care e în consonanță cu dezvoltarea gândirii spațiale, atât pentru el cât și pentru profesor. Pentru că dacă depune efortul doar o singură dată, eu îmi pot face munca mai ușoară zeci de ani înainte și o fac în condiții de relaxare. Lipsa educației de însușire a verificării surselor de informații de pe internet. Ce se întâmplă în vederea combaterii pseudo-cunoașterii și totodată de însușirea noutăților de ultimă oră în știință, cultură, educație și cunoaștere? În zilele noastre există atât de multă informație nerelevantă și eronată pe internet,
încât se impune cu necesitate organizarea unor forme de pregătire adecvată asociat acestei probleme, și anume verificarea surselor de informare pentru a combate pseudoelementele asociate cu dezinformarea, non-cunoașterea, limbajul vulgar și violența verbal-informațională. Din păcate, tot internetul, cum spuneam, rămâne și sursa cea mai rapidă pentru dezvoltare și progres datorită vitezei de acces a informației și de descoperirea acesteia pe baza motoarelor de căutare. Până apuc să merg la o bibliotecă, până când apuc să caut acolo în fișe, până când reușesc să găsesc cartea și după ce am găsit cartea, după aceea să stau să răsfoiesc sute de pagini să-mi găsesc exact informația de care am nevoie, dacă eu sunt învățat să folosesc internetul într-un mod corect, rațional, care să mă conducă către informația corectă, eu ajung la informația corectă probabil în 5 minute sau îmi selectez în mai puțin de o oră o întreagă arhivă de informații relevante pe o anumită temă dată, din care eu deja pot să concep o altă idee sau o altă teorie. Dar cineva trebuie să-mi spună cum să fac treaba aceasta, altfel îmi va fi foarte greu să o fac de unul singur. Și sigur, unele lucruri mi le-am însușit de unul singur și având această experiență, eu acum pot să le prezint altora într-un mod didactic. Acum, ceea ce mi-am propus pentru azi, având în vedere timpul limitat, este doar o prezentare de suprafață a unor elemente care pot să fie aprofundate. Aceste lucruri trebuie predate și exemplificate, să spunem, la un set de ore cu caracter săptămânal de însușire acestor deprinderi, în care să fie date exemple. Iată, ce înseamnă o informație corectă, ce înseamnă o informație falsă, cum le diferențiez. Uneori pot să fie atât de asemănătoare între ele, încât există doar diferențe subtile, greu de sesizat la o prima analiză când vezi un text de știință și un text de pseudoștiință. Pentru că cei care promovează pseudoștiința vor să pervertească știința. Și atunci iau textul științific și modifică ceva astfel încât el sună și pare a fi la fel de științific, cu acea mică excepție, cu acea mică adăugire. Și dintr-o dată el nu-i mai știință. E pseudoștiință. Ineficiența orelor de dirigenție în pregătirea tinerilor pentru probleme reale de maximă importanță în viață, inclusiv probleme de relaționare afectiv-emoțională, la clasele mai mari, 10-12 de exemplu, în rândul materiilor opționale ar trebui să existe și aceste ore de pregătire și înțelegere elementară a psihologiei cognitiv-comportamentale, probabil în colaborare chiar cu experți ai Facultății de Psihologie, care să prezinte necesitatea înțelegerii vulnerabilității emoționale și cum poate fi aceasta prevenită și tratată. Prezentarea superficială a ofertelor de educație universitară și sau a posibilelor locuri de muncă de după absolvirea celor 12 ani de pregătire. Sigur, ar fi util odată pe semestru, începând cu clasele a 10-a, elevii să poată participa extracurricular la întâlniri organizate de universitățile clujene cu privire la ofertele de educație superioară în contextul realității locurilor de muncă și a tendinței cererii pieții. Personal, eu m-am aflat, de exemplu, într-o stare de indecizie în clasa 12-a. Am optat între chimie, electronică și fizică. Și atunci, pentru că n-am știut să mă orientez din timp, a trebuit să învăț toate materiile care făceau parte din cerințele examenului de admitere și cu două săptămâni înainte am luat decizia, am depus cererea la Universitatea Tehnică, Institutul Politehnic pe vremea aceea, la Facultatea de Electronică, unde am dat admitere. Dar n-am avut cine să-mi explice. Părinții nu mă puteau ajuta, ei au avut cu totul alte profesii. Posibile soluții și propuneri. Însușirea deprinderii de a promova elevilor cunoașterea bazată pe dovezi, într-un echilibru armonios dintre rațiune și intuiție corectă, încurajarea gândirii critice și de a accepta faptele reale, chiar dacă sunt în opoziție cu dorințele individuale. Prezentarea pe baze raționale a ideilor, teoriilor, conceptelor, exercițiilor, problemelor teoretice și practice, teze extemporale și verificări orale, punând accentul pe dezvoltarea și însușirea capacităților de gândire și nu doar memorarea aceea sterilă. Noi nu suntem enciclopedii și benzi de magnetofon care după aceea să dăm play și se redă
un conținut oarecare. Noi trebuie să facem față unor cerințe la un loc de muncă. Și ca să ne găsim acel loc de muncă, noi, în primul rând, avem nevoie ca să putem înțelege modalități practice de gândire, de raționare. Discutarea problemei propuse în modalități inter, trans și multidisciplinare, unde e cazul, și urmărirea dezvoltării viziunii de ansamblu a elevului. Cel mai important lucru pentru elev este de a atinge și demonstra abilitatea de a gândi spațial și nu de a-și transforma mintea într-o formă de enciclopedie ambulantă unde se stochează mii de informații, majoritatea incongruente cu cerințele pieții sau ale societății. Metode de transformare multifactorială a ființei, și aici includ teoria biotransformărilor pentru prima dată, personal o consider a fi de maximă importanță, dar așa ca orice alt lucru foarte nou la început, va fi greu de însușit, înțeles și aplicat practic, însă avantajele sunt aproape de domeniul SF-ului. Eu le trăiesc deja de 8 ani de zile și am scris o carte care le documentează în detaliu. O să vă povestesc în partea a doua. Exemple utile. Propunerea de exerciții și probleme care să dezvolte gândirea de ansamblu și totodată să combată pseudoștiința. Am găsit un exemplu pe internet care m-a fascinat. O să explic doar unul dintre ele, nu o să le pun pe toate, am ales mai multe. De exemplu, problemă de calcul energetic estimativ și totodată răsturnarea unui mit. Lecții de istorie prezentate logic. Păi cum? Istorie nu înseamnă ceea ce eu am făcut pe vremea mea, istoria României și a partidului, așa se numea materia, respectiv istorie antică. Atât, asta e tot ce înseamnă istorie. Eu nu aveam nici cea mai mică idee despre ce altceva mai poate să fie studiat de către istorie. Păi istoria religiilor, istoria medicinei, istoria farmaciei și a terapiilor, istoria limbilor scrise și vorbite, istoria managementului, istoria literaturii, istoria comportamentului uman, istoria artei. Nimic, noi așa ceva n-am auzit. Noi era numai istoria aia așa bătută în cuie a partidului, a României și istoria antică. Și sigur, chiar într-un interviu în cadrul unei emisiuni, profesorul Daniel David a propus introducerea de exerciții de relaxare și de respirație care ar putea să faciliteze elevilor o mai bună deschidere a minții către să devină mai permeabil pentru ora care urmează. Aceasta a fost o experiență de viață care s-a declanșat în anul 2006 pe baza unor studii aprofundate, atât științifice, dar și de natură practică, pe care în urma unor exerciții îndelungate și repetate am dezvoltat niște mecanisme fiziologice de biotransformare celulară. În urma acestor exerciții eu am putut să îmi aduc resurse suplimentare în organism, cum ar fi diverse piese de schimb organite celulare care provin din celule donoare. Corpul uman fabrică aceste celule pe care nu le folosește niciun alt scop, cu excepția perpetuării speciei, dar la o analiză atentă s-a demonstrat că acele celule, de exemplu, conțin un număr mare de mitocondrii. Mitocondriile sunt acele microbaterii, microuzine, fără de care celulele nu pot să funcționeze. Și în cazul multor maladii degenerative, acele mitocondrii devin nefuncționale. Am avut o discopatie lombară timp de 15 ani, care nu avea altă soluție decât ori operația, ori suferință pe tot restul vieții. Și am preferat biotransformarea. În urma acesteia s-a produs un proces de vindecare pe care am dorit să îi caut explicația, o explicație rațională, logică, cât mai aproape de principiile științifice, și așa am ajuns să scriu această carte și să public articolele în India. Ceea ce se întâmplă este că, în mod spontan, această biotransformare ajută la dezvoltarea gândirii și expansiunea conștiinței, astfel încât anumite lucruri le poți înțelege fără să trebuiască să fii educat la modul intelectual. Deci aceasta este, să spun, cea de-a doua modalitate prin care unii copii foarte dotați și care nu își pot explica ce anume îi ajută să fie atât de dotați și cu elemente geniale în gândirea lor, de fapt rezultă din însăși faptul că ei
au eficientizate aceste biotransformări într-un grad mult peste medie. Deci dacă un om obișnuit, să spunem, își folosește acele resurse pentru susținerea funcțiilor vitale și anumitor reparații unde e nevoie de înlocuirea mitocondriilor defecte cu altele noi, într-o măsură, să spunem, de 1-2%, sunt alții care reușesc, fără să-și dea seama, în 80-90% sau chiar 100%. Și există și a treia categorie, cea în care m-am încadrat eu, care mi-am educat singur această aptitudine pe baza unor tehnici psihofizice și a unor metode de conduită de viață pe care le-am explicat în carte și, din păcate, nu mai avem timp pentru a da alte detalii. Dar vă stau la dispoziție cu tot ceea ce aveți nevoie pentru a implementa aceste lucruri. Iată ce înseamnă dezvoltarea imaginației creatoare. Și asta mi-a apărut tot așa spontan după ce am putut să realizez această transformare a ființei. Deci eu pot să văd un detaliu undeva pe o placă sau o piesă sau să pot să fac o sinteză a unui curs foarte complicat, astfel încât să-mi fie ușor, să-mi fac munca mai ușoară, să-mi fac viața mai ușoară. Poate că o să trec așa, să zic, rapid cu toate aceste slide-uri, să nu le las neprezentate și o să încerc să includ textul pe internet. Deci tot ceea ce nu vă mai spun în următorul minut, o să încerc să-l includ pe internet și să aveți aceste slide-uri cu acces la ele și la tot ceea ce este nevoie. Aici am prezentat istoria transmutațiilor, despre stres, deci cum spuneam, unele sunt naturale, altele sunt educate și pot să existe și combinat. Deci în care ai deja o anumită eficiență și ți-o educi să devină și mai bună. Acest fenomen se produce la toți oamenii, dar într-o măsură atât de mică încât este inobservabil. Ce este necesar? 5 principii pe care le-am considerat utile: alimentație sănătoasă și echilibrată, respectarea adevărului față de noi înșine, arătând cu exemplu ce înseamnă un creier relaxat și un creier acceptând minciuna în care el cheltuie energie, o respirație corectă de asemenea este utilă, cultivarea bucuriei interioare. Deci trec foarte rapid, am ajuns aproape la finele acestui PowerPoint și aceste principii nu necesită timp. Nu necesită să stai în nu știu ce posturi, să faci meditație, să faci... Ele se aplică de mine parte integrantă în viață. Avantajele sunt extraordinare. Dorm 4 ore pe noapte de 8 ani. Mănânc doar o dată pe zi. Am o stare de sănătate excepțională. Și sigur și apariția viziunii de ansamblu multidisciplinară și multe alte. Toate le-am prezentat în cartea mea. Teorii detaliate, explicarea celor 5 atitudini, relatări ale altor persoane care au reușit pe baza cărții, doar prin lectura cărții. Aici am și câteva recomandări de la persoane care s-au ocupat cu studiul transmutației și a transformărilor celulare. Concluzii finale: biotransformări sub influența psihicului este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată și care vi-l doresc și dumneavoastră să vi se întâmple. Și aceasta este adresa mea de Gmail unde îmi puteți scrie.